Din nou, bună seara la partea a doua a emisiunii. Ben Mehedin este alături de mine, este purtător de cuvânt la Fundația Adept din Transilvania, de Sighișoara, nu, Ben? Eu stau în Sighișoara, dar sediul fundației este în Saschiz. În adică Saschiz. Punctul de lucru. Asta din ce? Din Saschiz este saxon, e sas, e maghiar, ce nume este? Vine din limba maghiară, este adevărat, da? Pentru că sașii au preluat cheile cetății de la De la unguri. Da, și a fost numit așa Sas. Firește, adică în acest timp românii care erau de 2000 de ani acolo stăteau și se uitau la spectacol, da? Adică românii se uitau cum ăștia mutau bolovanii dintr-un loc în celălalt și îi spune Ion lui Gheu, mă, Gheu, fii atent, uite ce facă ei acolo. Mută niște bolovani. După o vreme iar, mă, ia uite, ei au făcut o cetate. Napoi nu-i bai, peste 800 de ani ori lăsau o nouă. Și s-a întâmplat în sfârșit. Ben, să vă spun ce face Ben, face piste de biciclete printre cetățile și satele întărite săsești din zona oarecum situată între Rupea, cum venim noi de la Brașov pe autostradă, nici nu avem așa ceva, de la Rupea și până spre Sighișoara. Sunt o mulțime de sate săsești, fiecare cu o biserică mai frumoasă decât cealaltă, cu orgă înăuntru, cu așa. Și Ben face piste de biciclete pentru cine a îndrăznit vreodată să se aventureze pe acolo, că mi-a spus primarul din Bunești că e și urs. Deci bicicletă cu urs, asta dă o viteză extraordinară, am înțeles. E mai tare ca orice record. Peste izostar. Deci peste orice fel de... De fapt, deci fundația... aveți bicicliști fugăriți de urs? Încă nu ni s-au raportat cazuri. Mâncați dar... de urs? Nici. Când au mâncat ei ursul, nu se pune, da? Nu. Ok, asta. Bun. Și, de fapt, Fundația Adept face traseele acestea de bicicletă cu finanțare din partea Guvernului Elvețian, în programul România Elvețian de Cooperare, și cu o finanțare din partea Fundației Orange. Deci ce face Elveția pentru noi, în afară de faptul că ține banii bogătașilor din România? Din ei, o parte îi transferă aici și face un drum de bicicletă pentru amărâții care nu se pot prima decât cu bicicletă. Mulțumim, Elveția! Ok. Corect. De fapt, Fundația Adept este un acronim. Înseamnă Agricultural Environmental Agricultural Development Environmental Protection in Transylvania. Aha, adică deci dezvoltare rurală. Protejați mediul, dezvoltați... Da, și protecția mediului, exact. Pentru că dar zona unde e specială. Dar cum ne-a venit ideea asta? De ce trebuie să protejăm acolo ceva? Ce nu pleacă undeva? Da, există riscul să strică dispară. Ceva? Da, metodele și practicile tradiționale din zona au făcut ca aici să apară o biodiversitate foarte bogată. Motiv pentru care zona este și declarată Sit Natura 2000. Și acest lucru se întâmplă, oamenii de știință recunosc, cei care au venit și au numărat floricele, că factorul antropic, oamenii au avut o influență foarte mare asupra acestei biodiversități. Și hai să traducem dacă, un pic. Adică că mie nu-mi plac cuvintele astea cu biodiversitate. Da, e deci o varietate sunt multe mare, flori pe câmp. Foarte multe flori și prin asta probabil că peisajul acesta este unic în Europa. Te duci cu bicicleta, ești cu o fată, culegi o floare, da, îi dai fetei floarea. Și egal, romantismul e gata. Dar nu trebuie să culegi decât o floare, că după aia strici câmpul, da? Ideea este că oamenii aici, ei chiar lăsau și modul în care se cosea fâneața, făcea în așa fel încât sămânța să mai plece dintr-o parte în alta și să mulțească florile. Deci oamenii știau cum știau, să facă să păstreze biodiversitatea. Da. Erau deștepți nemții, da, sași. Sașii aveau, la vremea când ei au venit, în secolul XI-XII, au venit cu un sistem modern de a face agricultură. Și modern pentru vremea aia sau pentru vremea asta? Pentru asta am putea spune că... E din nou modern. Exact. E din nou la modă. Da, e din nou okay. la modă. Noi am lansat ieri o inițiativă care se numește Săptămâna Haferland. Sau Haferland, cum să pronunțăm? Haferland? Haferland. Haferland, ok. Care înseamnă Țara Ovăzului și care cumva e un eveniment cultural, dar și turistic, pe care o să-l facem în 15 august în zona asta dintre Viscri, Criț, Meșendorf, Sighișoara și Rupea. Noi încercăm să facem o tură de bicicletă. Și mi-a dat astăzi vestea bună că s-ar putea să avem mulți kilometri de bicicletă prin fâneață și... S-ar putea, la vremea la care veniți voi, să fie vreo 40-50 de kilometri. Pentru că acum deja avem vreo 30. În afara drumului.
În afara drumului. De fapt, cum sunt traseele acestea? Sunt gândite de un coleg al nostru, Cornel Stanciu, care a fost inima și el a venit cu ideea. A pornit la un proiect pilot. Primii 7,5 km au fost finanțați de guvernul Norvegiei. A mers prin primii 7 km ai voștri. Înțeleg că și prințul Charles s-a plimbat pe acolo. Noi l-am tot... A mers pe jos. Nu a mers... Nu pe biclă? L-am invitat pe... Nu știe pe bicicletă? Nu știu dacă știe. Probabil că știe. Sau nu are bicicletă de asta de prinț, adică mai fiță, mai cu șa de piele. Nu știu. Okay. Dar o să-l întreb. Când ne întâlnim data viitoare, îl întreb. Și acum, până la anul, de fapt, o să trească să avem gata vreo 100 de kilometri de traseu de bicicletă. Deci noi să avem fund, că voi faceți traseul, da? Noi lucrăm, exact. Ok, cât de greu e să faci traseul ăsta? De exemplu, dacă ești bucureștean, ai o mașină, pe mașină ai două prinderi de alea, sau câte ai tu în familie, biciclete, da. Te duci cu mașina, unde să te oprești cu mașina ca să poți să te bucuri de traseele astea? Prima dată poți să oprești în Comuna Bunești, în Criț, de exemplu. Mm-hmm. Acolo sunt pensiuni amenajate. Poți să lași mașina în vale, uh-huh. urci pe bicicletă, poți să faci traseul în buclă, poți să-l faci... Câți kilometri? Dacă mergi doar pe primul traseu, sunt 15 km, dacă mergi pe mai multe trasee, poți să faci și 20-30 de kilometri, chiar 50. Dacă din mergi Criț. În buclă, da, din Criț, Meschendorf, după care Meschendorf, Viscri, Viscri, Bunești, Bunești, Criț. Ok, deci asta este ce recomanzi tu. Ai unde să-ți, nu știu, dacă vrei să bei apă pe traseul ăsta, dacă vrei să mănânci ceva, e ceva amenajat sau încă tocmai asta e sălbăticie? E zonă semi-sălbatică, dar ideea este că în sate sunt baruri, sunt magazine de unde... Baruri? Turiști, da, okay. Baruri între ghimele, am spus. Unde turiștii se pot aproviziona cu o sticlă, două, trei de apă. Da, și asta încurajează și economia locală. Cu bicicleta ta dacă o lași nepozită? Nu s-au întâmplat cazuri la noi. Nu, okay. Comunitatea locală e destul de bine. Știți că noi am trăit într-o lume în care mătura pusă în ușă era semn că persoana nu e acasă și comunitatea veghea, de fapt, la securitatea. Serios? Și da, adică nu încuiai ușa, nu, ci puneai ușa nu mătura? Se încuia, se punea, și este obicei românesc 100%. Și ăla era un simbol, un semn că omul nu e acasă și odată să nu deranjezi, că n-ai de ce să intre în curte, și în al doilea rând... Eu cred că este obicei românesc din Transilvania. La mine, în Argeș, poți să pui ce vrei tu în ușă, că dispare. Păi, și nu numai ce pui în ușă, dispare dinamică. Și ce în casă și dacă nu pui și nu pui niște zăbrele. Ăla, din potriva, ar putea fi semn pentru ceilalți. Da, exact. Nu e o idee bună asta cu... Ok, dar de ce faceți voi toate lucrurile astea, apropo de pistă de bicicletă? Pentru sunteți bicicliști că... sau iubiți zona și vreți să o exploatați, sau mă rog, să o promovați turistic? Preocuparea Fundației Adept a fost dintotdeauna să găsească surse de venit suplimentar pentru țărani. Pentru țărani, pentru oameni care locuiesc în zona, astfel încât ei, făcând aceleași lucruri în ce privește agricultura cu impact scăzut, să poată să trăiască prosper. Prin, odată, pistele astea de bicicletă se potrivesc unui turism, unui tip de turism verde. Noi spunem că protejăm natura. Trebuie să pună taxă pe ele ca să mai facă și niște bani. Ca la autostradă, să pui acolo un... Eu cred că preocuparea n-ar trebui să fie atât de mult pentru taxe, cât să fie pentru distribuția servicii. Banului cum trebuie. Și în momentul în care comunitatea este puternică din punct de vedere economic, rulajul care se face prin bani, pentru că noi plătim oricum taxe prin TVA, prin accize, prin alte chestii. Lucrurile astea adunate și administrate bine, nu cred că ar trebui să fie o preocupare doar creșterea sau înmulțirea taxelor. Ce ai de vizitat? Dacă faci o tură cu bicicleta de o zi, să zicem pornind din Criț, ce recomanzi tu să vizităm acolo? Păi, recomand Biserica Fortificată din Viscri, care este sit monument UNESCO. Recomand Biserica Fortificată din Saschiz, care de asemenea e sit UNESCO. În Saschiz, de asemenea, mai există o cetate țărănească, 7 sate la un moment dat s-au adunat împreună și au făcut o cetate, care vă spuneam la început. Este interesantă pentru că în cetate este o fântână ce înainte era folosită și
În scop de apărare există un traseu secret, de fapt două erau, unul ajungea la biserică, dar acela este înfundat. Mai există doar un traseu, l-au descoperit acum. Prin fântână? Că... O luau prin fântână și fugeau unde? Unul ducea în pădure și celălalt traseu ducea la, la biserică. Și acum mai poți să mai folosești un traseu din ăsta turistic? Poți să-l vizitezi sau e prea periculos? E destul de periculos. În genere, unde sunt tuneluri din acelea vechi, e riscant să te aventurezi. Dar ce este interesant în zonă sunt oamenii. De fapt, noi, prin sași? Activitățile turistice, mai sunt și sași, în Saschii sunt vreo 37, cred. Prin 37? Da. Adică 37? 37. Din ce populație de sași la începutul comunismului, de când am început să-i vindem? Cam câți erau? Atunci erau vreo 90% în satele acestea săsești. În zona satelor săsești erau aproximativ, cred că am citit odată niște statistici, 90% erau sași. Noi am vândut și am citit astăzi în Gândul, noi am vândut cam 400.000 de sași la export. Dar cei mai mulți n-au plecat în vremea comunismului. Cei mai mulți sași au plecat între 1990 și 1992. Au plecat și după aia au plecat masiv. Cred că 90% din populația săsească a plecat atunci. După 90? Că au beneficiat, de o lege de pe vremea lui Wilhelm I, cred, care spunea că oricine poate să-și dovedească originea germană, poate să beneficieze de cetățenie germană. Ei nu au putut să dovedească lucrul ăsta, dar au beneficiat de caz de dubiu și foarte mulți au plecat. Cel mai mare număr de sași acum într-un sat, localizați în același loc, sunt în Mălâncrav. Acolo sunt vreo 100 și vreo 60. E vreun copil sau toți sunt bătrâni? Sunt și copii. Serios? Da, acolo sunt și copii. De ce n-au plecat aia? Pentru unii nu au primit acceptul. N-au auzit că s-a terminat cu comunismul. Dar acum, practic, pot să lucrez în Germania și chiar sunt, care merg și lucrează în Germania 2-3 luni și vin înapoi. Există o migrație din asta a forței de muncă. Mai e vreo șansă ca sașii ăștia să se întoarcă vreodată în satele astea? Unii s-au întors. Și? Sunt le-a plăcut? Ce-au văzut? Păi sunt sași care s-au întors și au decis... Există o glumă, eu mai glumesc cu prietenii mei sașii, că sunt trei categorii de sași. Sunt cei duși, cei înapoiați și cei rămași în urmă. Deci cei înapoiați sunt cei care s-au dus și au venit, iar cei rămași în urmă care n-au plecat niciodată de aici. Vai, săraci. Dar totuși sașii ăștia au rămas, au lăsat ceva în conștiința poporului român. Au lăsat ideea de trăinicie a lucrului bine făcut nemțesc. E adevărat. Pe care noi n-am fi avut-o din altă parte de unde să o luăm. Că noi suntem în Orient aici, suntem o nație orientală. La noi trăinicia nu era o valoare în Sud, cinstit vorbind. Abia noi când ne-am unit cu Transilvania, am început să mirosim un pic a neamț. Într-un fel aveți dreptate, pentru că... Țăranul român, pentru noi toți ne tragem de la țară, ne place sau ne place, avea o vorbă, lumea asta nu e a mea, iar aia la altă nici așa. Deci există conștiința asta a vremelniciei și probabil din cauza istoriei, de fapt, din cauza atâtor atacuri, oamenii au ajuns la concluzia inutilității rezistenței în să lupți tot timpul, iar în zonele care au fost sub influență turcească, românii nu aveau voie să construiască cetăți. Există un istoric, Ioan Constantin Boghean, cred că îl cheamă, de la Suceava, care vorbește, el chiar se întreabă, de unde un popor care a dat opere de profunzimea Mioriței, îl are ca personaj principal pe Bulă. Pentru că e un paradox. Mi se pare un paradox. Mi se pare că asta cu Miorița e un Bulă mai trist așa în Miorița. E un Bulă mai resemnat. Da, nu e vorba de resemnare. Și el face un pic mișto, băi, fii că nu mor în sor. Da, exact, nu e vorba de resemnare, e vorba de înțelegere superioară, pentru că tu treci într-un alt univers, într-o altă zonă. Pentru că nu poți să stăpânești lumea asta. Nu ai cum. Și atunci e probabil poți să îi spui și lui Putin chestia asta, da, dacă
El va afla, mai devreme sau mai târziu, când vine doamna cu coasa la fiecare vină. Un lucru e sigur. Eu cred că Putin e nemuritor, ca și mare suflet rus. Dar ca să ne întoarcem la povestea ta. Da. Cam câți turiști crezi că o să fie anul ăsta față de anul trecut? Simți ceva că se... Mă refer aici la bicicliști. Că despre asta vorbim. Dacă în primii 2 ani au venit peste 3.000, doar pentru bucățica mică de, da? Și noi nu am făcut promovare foarte mare tocmai din acest considerant. Vine omul, își dă bicicleta cum descriai, mm-hmm. de pe... Și? Și unde se duce? Exact, 15 km. Și atunci oamenii au început să fie din ce în ce mai interesați. Și își facă trasee. Da. Eu ți-am arătat pe Strava, pe aplicația pe care folosesc eu, că sunt oameni care și-au făcut deja trasee la voi în comună și în zonele limitrofe de dat cu bicicleta, inclusiv pe drumul județean și așa mai departe. Deci unde putem găsi detalii despre drumul tău? Despre drumurile voastre? Pe site-ul Fundației Adept. Adept.ro? www.fundatia-adept.org. Ok, să punem pe ecran chestia asta. Și o să fie în cadrul proiectului finanțat de către elvețieni, după cum v-am spus, o să fie un site dedicat acestui traseu de bicicletă. Va exista de asemenea aplicație pe smartphone, dar noi avem și o aplicație pe smartphone care în același timp vorbește și despre obiectivele turistice din zonă. Ceea ce e mai important. Locul unde poți să mănânci, despre locul unde... Ideea este să vezi ce au făcut sașii acolo și să-ți aduci aminte de neamul ăsta și de diversitatea pe care o aduc în continuare în cultura românească. Dacă stăm să ascultăm la ea. Da. Bine, ei au lăsat, cel puțin în Transilvania, au lăsat foarte multe urme ale șederilor aici. Una dintre urmele astea este principiul vecinătății. Vecinătatea este cea mai veche formă de organizație neguvernamentală, dacă vreți. Da? Da, pentru că ei erau organizați, inclusiv numele au fost preluate și funcțiile au fost preluate și în vecinătățile, așa zis, românești. Fătărul mare, fătărul mic, era un fel de președinte, fătării father, tatăl, da. Era un fel de președinte și vicepreședinte, ajutorul. De obicei, fătărul mare era mai în vârstă, iar cel mic mai tânăr ca să poată să facă treburile. Și în România a fost preluat, de către români, unguri și țigani, au fost preluat sistemul ăsta al vecinătății doar pentru ajutorul de mormântare. Dar sașii primeau ajutor în toate etapele importante ale vieții, în vecinătatea lor. Când se căsătoreau, primeau ajutor forțe de muncă, plăteau doar calfa, își construiau casa cu forțe de muncă din comunitate. Când se năștea un copil în familie, primeau, existau vase ale vecinătății și gospodinele găteau felul 1, felul 2 desert și aduceau la lăuză. La, ca să aibă ce mânca, să nu se mai chinuie. Da, să nu trebuie să gătească. Să nu se chinuie să gătească. Da, și la România a rămas asta, se merge cu dulciuri la lăuză. Frumos. Dar Mehedin, doamnelor și domnilor, Fundația Adept face drumuri pentru biciclete în zona săsească din Transilvania. Am lansat ieri un proiect care se numește Haferland Week. În 15 august, asta nu înseamnă că nu putem să mergem să ne facem de cap pe bicicletă în mod individual acolo, începând din weekendul ăsta. Aici se încheie Schimbă vorba pe seara asta. Ne revedem mâine seară. La revedere! Ba nu, stai un pic! Ne vedem luni. Am uitat. Mâine seară suntem liberi. Ok, la revedere!